un egal prieten care simplifică într-un fel lucrurile la, la Liga Secundă. Dacă ar fi fost o învingătoare, poate se punea problema clasamentului, problema, mă rog, celor două echipe care se duc direct. Așa, foarte probabil că vom avea Iași și Oțelul, cu condiția ca, mă rog, Parlamentul să nu facă ceva în toată această perioadă. Nu de alta, dar aud tot mai multe voci cum că această lege ar putea să treacă. Rămâne să vedem când. Meme Stoica, salut, Viorel Moldovan, salut, vă salut. Salut. Vedem clasamentul, un egal care nu le ajută nici pe Buzău, nici pe, nici pe Dinamo. Vedem dacă Deju primește drept să promoveze, dacă se poate implica în această luptă. Vreau să vedem golul, trecem scurt prin meciul ăsta. Egalul este al Oțelului. Poftim? Egalul este al Galațiului. Da, absolut, absolut. Este al Oțelului, mă rog, și Iașul poate să promoveze matematic, da? Meciul, cum a putut și Napoli aseară, da. Meciul următor, cum putea. Dar hai să vedem golul, golul luat de Duimovici. Mă rog, eu mă întreb pentru că etapa trecută discutam de Oncescu. Dom'le, că uite că gafează și că Dinamo ia goluri ușoare din cauza portarului și îl bași pe Duimovici în poartă. Eu te umflă râsul. Mă umflă râsul pentru că am văzut niște ieșiri hazardate acestui portar astăzi, nu numai această fază. Deci și în a doua repriză, pe parcursul jocului, a ieșit la un moment dat la Gaetan într-un duel acolo, a crezut că, că pe, nu știu, l-a făcut cheo. Pe păi, dar i-a dat, i-a dat sângele gura, acolo. Hazardat, ieșiri, precipitat și aici, iese înainte, asta apreciază greșit, se retrage. Aici, uite, dar aici e vina lui Gaetan, aici nu are nicio vină. Da, dar... A riscat Gaetan. Da. A riscat. S-a dus riscant și săracul, s-a și lovit groaznic. A mai avut una, s-a urcat pe aia pe acolo, pe, la un corner, iarăși, sau două. Da, nu știu unde l-a găsit pe acest portar, cei de la Dinamo. Întrebarea este, o vedeți pe Dinamo la cum joacă, câștigând barajul cu una dintre cele trei? Că deja se cam știu cele trei, da? Adică... Chindia, UTA sau FC Argeș? O vedeți pe Dinamo trecând... Eu zic că în Universitatea Cluj nu este scăpată de baraj. Tu spui că nu e chiar după cu 4 puncte avans. După rezultatul de astăzi? Nu, pentru că m-am uitat la program. Program foarte greu. Și Universitatea Cluj. Și tu spui și finala cupei și orice se una dintre întâmpla. Celelalte, dintre echipele aia de jos... Joacă Universitatea Cluj cu Chindia. Poți să știi ce se întâmplă? Măcar, nu știu, mie Clujul mi se pare că joacă fotbal. Adică și astăzi mi se pare că un om mai puțin... Da, da. Corect, așa e. A avut să dea și 3-1, exact. E adevărat. Doar că, uite, a pierdut toate punctele. Eu Chindia nu o văd jucând fotbal în momentul de față. Nu, dar Chindia s-ar putea... După meciul pe 2 să joace pe teren propriu, că, nu, s-ar putea, 100% se va omologa, da. Terenul, dacă nu cred că s-a și omologat deja. Sunt multe necunoscute, dar nu cred că poate Dinamo să pună probleme, dar nu numai Dinamo, ci și Buzău. Nivelul nu. E foarte scăzut. La Liga a doua nivelul e scăzut. Nu știu dacă există anvergura necesară din partea echipelor care sunt la promovare în Liga a doua să facă față cu aceste loturi. Împotriva echipelor de Liga. Ce aici, deci ăsta îl trage de tricou și mai face și se pleacă unde aici, ce te arunci pe aici? Păi, mai trage de tricou, ce să faci? Dar, Vio, vezi că e totuși, în ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme, există o contrazicere, dar până la un punct. Adică, echipele care în ultimii ani au promovat, nu au mai retrogradat în anul imediat următor. Da? Nu dar s-a întâmplat. Cine erau echipele dar, alea. Asta, aici vreau să ajung. Pe de altă parte, au fost echipe, gen Petrolul, gen Universitatea Cluj, gen Rapid, gen Craiova 1948. Da, echipe susținute care... puternic. Care au avut susținere, da. Da, eu ce vreau să spun? Orice echipă care promovează, inclusiv Iașu, inclusiv Galațu, care sunt acolo și vor promova cele două echipe, pe primul și al doilea loc, trebuie să rimaneze total. Loturile. Total, zici tu? Da, din punctul meu de vedere, da. Că, uite-te prea, un pic. Prea puțini jucători au, să zic, vreo 5-6 jucători dacă îți rămân din vechiul loc. La prima ligă nu faci față. Nu Mioveniu, faci față. Mioveniu a făcut față în sezonul trecut. Atât. A fost o excepție care întărește regula. În care nu știu câți au venit. Care excepție. Au venit mulți din, erau mulți din Liga a doua, care jucaseră majoritatea care în Liga a doua. Doar că acum e puțin complicat. Cred că cel mai bun jucător din Liga a doua este Alin Roman, de la Poli Iași, care a jucat la nivel de divizii inferioare în Austria. Deci nici măcar nu-l știm. E 94, născut și noi nu-l știam. Da. Adică chiar nivelul acum este sub. Doar că
Ce am văzut în Liga a doua, n-am văzut niciodată. Goluri extraordinar de spectaculoase, meciuri frumoase, chiar dacă nivelul e, că uite și acum, 2-0. Public mult, să știi. Da, da, da. Public. Galați umple stadionul. Umple, Dinamo. Așa a început să și la Dej, da, vine da, lumea. Dinamo pe, da, pe Arcul de Triumf, da, la Steaua a fost la meciul ăla. Doar că în afară de echipele astea, restul a fost foarte slabe. Foarte slabe, n-au dat competiție. Da. N-au dat competiție. Uite Buzău, care nu joacă mare lucru, deși are ceva jucători în componență. A pierdut un singur meci acasă. Dar eu mai am o problemă, de fapt două pe care vreau să le discutăm legat de asta, după care o să ne uităm un pic și la fazele de ieri, să discutăm despre meciul vostru. Prima problemă, mie mi se pare inadmisibil, ca ziarist, da? Ca echipele care vin în baraj din Liga a doua să aibă 29 de meciuri, iar cele care vin din Liga 1, 39 de meciuri. Să fie o diferență de 10 meciuri. Așa. Oameni buni, nu există niciunde în lume o asemenea așa diferență între primele două ligi. Au făcut că așa pandemie, da, că da, nu știu ce. Dom'le, e cazul să revenim. Dacă tu care zici că e avantajată? Păi mă, eu cred că aia care vine cu 10 meciuri în plus e mult mai obosită la final de la început de iunie. Se joacă la săptămână acum, nu știu ce să zic. E discutabil. Poate să fie chestie și de ritm. Acum, tu gândește-te că e, pe undeva ai dreptate, că este într-adevăr o mai mare încărcătură să joci cu echipe de Liga 1, dar, și 10 în dar, plus, meme? Dar tu ești pregătit pentru meciuri de genul ăsta. Pe când, jucând cu Dumbrăvița și cu Ripensia și cu Unia Constanța, e puțin cam complicat și cu meciuri puține. Da, da, vezi că de când e cu povestea asta, au început echipele de B să urce în A. Ceea ce nu se întâmpla înainte. Deci până să fie diferența asta de 10 meciuri... A fost că Clujul cu Dinamo, Cluj, cu Dinamo așa, și Mioveni cu Hermannstadt. Și după aceea cine a mai fost? Ok, dar deja... Vouă vi se pare normal să ajungi cu 10 meciuri în minus să joci partidă decisivă? Adică mie ce vreau să spun în primul rând este că mi se pare că la Liga a doua sunt foarte puține meciuri. Sistemul nu e... Foarte puține, nu există campionatul cu cele mai puține meciuri. Sistemul trebuie schimbat din punctul meu de vedere la Liga a doua. Nu e bun, nu. Când vezi... Ok, play-off-ul acesta, după care, dincolo, play-out-urile, cele două play-out-uri, nu prea înțelegi. Ar fi mult mai ușor să faci, pe criterii geografice, două serii și după aia să faci play-off cu cele mai bune echipe din fiecare serie. Nu știu dacă trebuie neapărat să copiem model, pentru că nu există o țară ca România. Că România are delta, are munți, are văi, are podiși. Și are la fiecare divizie sistem diferit. Da. Așa ceva iar nu există niciodată. Tu gândește-te la un singur lucru. Există criteriu la play-out-ul ligii întâi. Deci primul criteriu de partajare, rotunjire. Al doilea criteriu de partajare este punctele făcute în sezonul regular. Al treilea este rezultatul direct din play-out. Păi se joacă un singur meci. Logic că este avantajată echipa gazdă. Logic. Uite-te, s-ar putea să se termine la egalitate Piteștiul cu UTA. Pitești cu UTA au avut 27 de puncte la sezon regular amândouă, deci s-au rotunjit același număr de puncte, rezultat direct poate să fie egal, după care ce crezi că intervine? Intervine golaverajul adunat sezonul regular cu play-out. Ai niște criterii fantasmagorici. Da, te doare, nu te doare poți cap. Să pui rezultat direct criteriu când e un singur meci. Și încă o problemă pe care am discutat-o și cu Bogdan Cosmescu în emisiunea de dinainte. Am descoperit, căutând statisticile lui Andrei Moroiță, centralul acestei partide, următorul fapt. Băi, oameni buni, are 28 de partide ca rezervă la Liga 1. În Superligă. 28 de meciuri. Bun. Are 4 meciuri ca central la Liga 1. Am făcut un calcul, ia 8.600 de lei pe lună. Cam asta este venitul, el fiind rezervă. Mă, rezervă, 28 de meciuri rezervă. Da, poate e o rezervă foarte bună. Are, să ne înțelegem, are 12 meciuri arbitrate ca senior la centru în anul ăsta. Să zici, dom'le, are 36 de ani și ai vrea să-i dai meciuri. El arbitrează un meci pe lună, practic, și a avut 2 luni cu 2 meciuri, dar este de 28 de ori rezervă la Liga 1. Explicați-mi și mie fenomenul ăsta cu 28 de partide rezervă. Ia 2000 de lei la rezervă, ține tabela aia, o ridică stânga-dreapta, el fiind arbitru celebrului meci Turis-Slatina.
în care validează, nu, în care invalidează un gol. Fratele, e un fel de Ișvan Kovaș la campionatul mondial. Da, că nu mă rezervă. Nu mă rezervă și Ișvan ținea tabela. Dar explicați-mi și mie, da, Ișvan a venit bine acolo. Ce înseamnă asta? Ce, probabil că nu sunt alții, cine știe. E diferență mare între locul 1 și locul 2 la număr de... Diferență mare, Deci nu e niciunul care să depășească, cred că, 17 meciuri. Deci are 28 rezervă la Liga 1. Ține cel mai bine tabela, adică există un model de ăsta, ăsta ține cel mai bine tabela aia. Deci cum o ridică, are o... Poate că n-au fost probleme între băncile tehnice la meciurile la care a fost el al patrulea oficial. Poate că reușește să impună o disciplină spartan. Draconică. Poate e aspru, dar sever. Nu, serios. Adică, mie mi se pare o, e din tainele CCA-ului chestia asta. Știi videosile, știi. Aș vrea să precizez că aspru, dar sever, e o glumă inside. Nu, e o glumă de-a noastră. Da, nu e, e o glumă, adică știm că e... Cred că ai vrut să te faci arbitru și nu ți-a ieșit și cred că de asta... Nu, oameni buni, dar... Mai timp! să fii în 28 de partide de rezervă. Deci tu nu trebuie să fii... Că pe tine nu te trimite nimeni să arbitrezi, că dacă ar crede în tine la 36 de ani, cum ar fi normal, ți-ar da mai mult de 12 partide să conduci la centru, da? Da. Te pune totuși în lotul de Liga 1 și îți dă 28 de meciuri de rezervă. N-am mai auzit așa ceva. Auzire, dar Sacou, de ce e Vișneu astăzi? Cu cine ești astăzi? A câștigat ieri Bordeaux. Girondin de Bordeaux. Da. Și câștigând echipa lui Pitu și ducându-se un pic mai sus în clasament, bine, pare rău de Loții Bălânii a pățit. Ok. Crezi că și ei sunt tot Grena? Da. Meț. Nu știu, că astăzi deci, oricum nu mai înțeleg nimic. Oricum o dau, am coloritul corect, că e Rapid, CFR Cluj, deci sunt impecabil. Deci ești neutru, nu? Da. Hai să-l ascultăm pe Burcă, după aia, vedem fazele din meciul FCSB-ului. Noi mai avem 4 meciuri de jucat, încă e posibil orice. Dar dincolo de toate calculele astea, eu sunt cumva plec mulțumit, chiar dacă doar cu un punct, pentru atitudinea pe care au avut-o băieții, să revii de la 2-0. Au dat dovadă de mare caracter, iar eu sunt cumva bucuros pentru că antrenez niște băieți care au caracter, iar astăzi au demonstrat lucrul ăsta. Asta ne dorim. Ne dorim atitudine, indiferent ce se întâmplă, vrem să luptăm până la capăt. La final o să vedem ce o să fie. Promovare directă, baraj. Așa cum am spus, întotdeauna o să luptăm până la capăt. Toată lumea e nemulțumită de arbitraj. A avut și Andrei un mesaj mai devreme pentru arbitrii. L-am auzit și pe Adi Mihalcea că a avut 2 penalturi. Tu cum vezi toată situația asta? Eu aș vrea să vorbesc mai puțin de arbitraj. Sunt atât de multe lucruri de care putem să discutăm strict din punct de vedere sportiv și atât de multe lucruri interesante încât să vorbim despre arbitraj. Dar punctele, adică contează, dar nu e treaba mea să vorbesc. Am făcut-o la un moment dat pentru că știți foarte bine după meciul din Ghencea unde nu mi-a plăcut deloc atitudinea cu care au arbitrat cei de atunci. Am avut un punct de vedere după câteva zile, astăzi nu știu. Încă o dată, nu vreau să creez jucătorilor mei niciun fel de alibi. În momentul când ești o echipă puternică, vii și joci, chiar că, nu știu, uneori balanța înclină, o greșeală în favoarea ta, în favoarea adversarilor. Trebuie să fim puternici și uneori să jucăm chiar și împotriva arbitrilor. Da, l-am auzit pe Ovidiu Burcă. Trecem la meciul vostru de RMM. La sfârșitul căruia l-am auzit pe Eugen Neagoe spunând că s-a făcut o campanie cum nici Traian Băsescu n-a avut în toată săptămâna premergătoare partide, evident referire la ceea ce s-a întâmplat în Giulești și că nu există așa ceva. Compania trebuia eliminat clar, spune Neagoe. Spune-mi părerea ta despre meci. Și nu mai vorbesc, că mai zice și că ei dacă vă dădeau gol în minutul 15 vă băteau la scor, dacă... Asta nu cred că poate să știe cineva. Sunt niște prezumții. Niște supoziții? Eu spun că am revăzut partida și cred că sub aspectul jocului Craiova merita mai mult. Noi ne-am dus acolo, nu neapărat carne de tun, dar ne-am dus acolo fără Tam și Egiuma, doi jucători importanți, care nu lipseau, erau titulari incontestabili. Ne-am dus acolo cu, și o spun în premieră,
cu Octavian Popescu și Coman, care au făcut eforturi pentru care merită respectul tuturor suporterilor steliști, pentru că au jucat accidentați, era logic să nu spunem de la început, dom'le, ăștia joacă accidentați. Ce au avut fiecare? Octavian a avut o durere foarte mare în zona fesei și la orice mișcare simțea ca un cuțit. O durere foarte, foarte mare, iar Coman a jucat cu o contuzie foarte puternică, cu care a jucat și la meciul cu Rapid, dar care la primul antrenament, după două zile în care nu se antrenase cu echipa, trei zile nu se antrenase cu echipa, a primit o minge în tibie și a devenit livid, nu mai putea de durere. Uh-huh. Toți au jucat fotbal, s-au lovit în copilărie, chiar și cei care n-au jucat fotbal. Și există contuziile alea puternice care... De la Onea? Adică după intrarea lui Onea? De la Onea, da. Okay. Numai dacă atingi, te doare de nu mai poți. Uh-huh. Și așa a jucat Coman. Uh-huh. Exact așa a jucat. Și, bineînțeles, cu moralul la pământ, pentru că i-am văzut cum s-au antrenat. Erau căzuți. Uh-huh. Pentru că este foarte greu să treci peste ce s-a întâmplat în Giulești. Iar campania noi n-am făcut-o. Eu am încercat să atrag atenția înainte de meciul cu Rapid că vor fi brutalități, că vor fi intrări, peste limita regulamentului. Am vorbit degeaba. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, iar după aia s-a vorbit trei zile despre asta pentru că a ieșit Vasaras și a vorbit. A ieșit Burleanu, a ieșit Vasaras, a ieșit din nou Vasaras cu dezmințiri și cu chestii de genul ăsta. Nu noi am făcut asta. În fine, cred că, într-adevăr, am câștigat și cu multă șansă. Uh-huh. Pentru că, cel puțin în prima parte a meciului, am fost depășiți. A fost o ocazie imensă a Craiovei, Bara. Putea mingea să cadă, era vorba de milimetri, putea să cadă în poartă, doar că acolo a intervenit Târnovanu. Și la un moment dat, citesc câteodată cu stupoare, norocoși, Târnovanu este portarul nostru. Adică, ce să facem dacă e în zi de grație? Să ne scuzăm? Că, că rezultatul se datorează jumătatea lui Târnovanu. Corect, poate să fie asta, doar că Târnovanu e al nostru. Că nu s-a întâmplat ca mingea să se ducă spre poartă și să treacă un câine și să o lovească, cum am văzut pe Instagram mai de ună zi. Asta a fost să fie. A apărat omul foarte bine. Într-adevăr, șpagatul ăla este excepțional. Ok. Da. La accidentări. Da. Schimbarea lui Octavian nu a mai putut din minutul 30, a zis că nu mai poate. El primește o lovitură da. În duel cu Vlădoiu, da. Din punctul meu de vedere, o lovitură pe care putea foarte ușor să o evite, pasând mai repede. Știu, dacă nu ești 100%, e puțin mai complicat. Okay. Nu iei deciziile, poate, cele mai bune. Uh-huh. Octavian de-aia a ieșit. Okay. Iar schimbarea pe care nimeni nu și-a explicat-o, vă explic eu acum. De ce a intrat Pantea și a trecut Sorescu în partea stângă? Pentru că orice schimbare făceam, Coma nu mai putea. A făcut semn de schimbare. Însemna o improvizație. Orice alt jucător din lotul nostru care intra în locul lui Coma, însemna o improvizație. A fost singura schimbare care putea să fie efectuată cu jucători pe poziția lor. Pantea, fundaș dreapta, că e fundaș dreapta, și Sorescu, atacant lateral stânga, pentru că a jucat de multe ori atacant lateral stânga. El este un jucător care poate să acopere 3, chiar 4, că a jucat la echipa națională și fundaș stânga și o repriză la noi. Era singura schimbare logică, o schimbare care nu ne dădea peste cap să schimbăm foarte mult. Dar eu consider că cea mai importantă schimbare a fost cea tactică. Am trecut cu doi mijlocași centrali în a doua parte a meciului, care au jucat foarte bine. Pentru mine, unii dintre, poate cei mai buni jucători ai noștri, în afară de Târnovan, au fost Ovidiu Popescu și cu Șut. Ovidiu Popescu, care n-a mai jucat 90 de minute dinainte de accidentarea de la Mioveni din august. S-a implicat Gigi Becali în schimbări? Nu, s-a implicat nimeni în schimbări. Nu s-a implicat? Nu. Ok. Hai să vedem fazele cu Companio. Cere eliminarea lui Companio. Da? Să vedem cele trei incidente. Primul este cartonașul galben pe care îl primește la intrarea asupra lui Zaikov, după care sunt cele două... Eu zic că aici intrarea lui Zaikov asupra lui, e în spate, este autopericlitare, există termenul ăsta, intră cu capul, are capul sub nivelul coapsei lui companiu.
Vio, deci tu cum vezi faza? Deci nu crezi că se impunea cartonașa? Nu cred că se impunea cartonașa. Vine destul de jos, într-adevăr, Zaicov. Nu știu, aveam impresia că atacă undeva deasupra șoldului cu capul, dar da, își asumă un risc. Își asumă un risc pentru că compania e cu spatele, nu vede. Ok. Da, e o discuție aici. Uite, mărturisesc că asta mi se pare o discuție de foarte că, interesantă. Nu știu, când văd acum această fază, când văd pe Zaicov că atacă fără ca și să vadă companiul, companiul nu vede absolut nimic, ca ce în spate, vrea să joace mingea, îți asumi un risc, într-adevăr. Acum nu știam de paragraful ăla sau de ce spunea Meme. Nu, dar asta lovește pe piciorul în cap. Nu trebuie să primească cartonaș galben automat? Mă întreb, chiar dacă e la nivelul ăla. Nu? Dacă ridici piciorul, dacă îți asumi un risc. Poate. Dacă ziritiști piciorul, îți asumă un risc și cartonaș clar. Poate fie galben, poate fie roșu. Dar el, dacă dar el nu ridică, el are o biomecanică corectă. El duce piciorul spre minge. Bun. Da. Deci, din punctul de vedere, ăsta nu este cartonaș galben. Ok, el primește cartonaș galben din partea lui Ișvan Kovac. Iar la al doilea nu se vede nimic. Eu pot să spun ce am vorbit cu companiul, care mi-a zis că nu l-a atins. Ok. Sunt două faze, de fapt, în care... Eu știu doar de una. Da, hai să le vedem pe următoare. Că Silva cere în două momente. Da. Mai întâi aici, cere cartonaș galben. Al doilea cartonaș galben, la intrarea asta. Și ăsta e cartonaș galben. Ba, eu zic ce cere Silva, da? Mingea e atinsă de Silva, companiul lovește pe Silva. Da, e fault. Că la asta cere Neagoe, că el zice din minutul 23 trebuie eliminat. Deci. Ah, ok. Deci asta este faza în care... Ok. Și e contact acolo. E contact, fără discuție. Da. E de galben? Se poate da galben? Trebuie să ții cont de cum l-a luat primul galben. Se poate da galben. Se poate da galben așa cum putea să nu se dea galben la prima fază. E o fază între. Ok. Și întrebarea este la următorul fault. Încă o dată vreau să vedem. Aici e următoarea discuție, pentru că nu dă indirectă. Dacă dădea indirectă, nu exista niciun fel de discuție, da? Pentru că era pentru joc periculos, ai ridicat piciorul sus, dar tu dai lovitură liberă. Tu, Kovac. Deci tu spui că este atac periculos. Mă gândesc că pentru asta dai lovitura liberă. Și nu dai cartonaș galben. Și unde e contactul? Evident. Deci la cap este... Evident că nu este niciun contact, că se vede clar că nu este niciun contact. Iar Silva se ține de cap. Eu nu văd că nu e contact. Eu, păi nu, eu văd, nu aici, nu din unghiul ăsta, dă din unghiul celălalt, să vezi că trece piciorul pe lângă el. În fine, ne oprim pentru o scurtă pauză, ne întoarcem la fază. O să vedem, o să vorbim și de penaltiul primit de cei de la Craiova. Nu există nicio fază clară în care se spună, domne, ăsta este... Aici nu. Aici este simularea lui Silva, clară simulare, pentru că se vede pe fața lui, în prim plan, că nu are absolut nicio problemă și după aia începe să, cu efect întârziat, începe să-l doară, nu știu ce-l durea, în fine. Problema e singura chestie... Inexplicabilă este modul în care s-a dictat lovitura de pedeapsă pentru Craiova la prima. E inexplicabil? Da, e inexplicabil. Hai să vedem și faza aia. Da, pentru că eu am vorbit cu Cristea. Nu l-a atins mingea pe mână. Nu l-a atins mingea pe mână și din nicio reluare nu se vede. Hai să vedem. Asta este faza, mă rog, o să vedem... Nu, m-am uitat de 50 de ori. Avem aia cu super slow motion, ca să ne dăm seama? Iar dacă aud imediat asta că un arbitru se ia după reacția jucătorului, pe orice atenție jucător, că, da. La mâna stângă. Da. Nu îl atinge de mână, îl atinge pe picior. Da. Bagi mâna în foc? Eu că nu îl atinge pentru că din reluarea deci, asta... Sire, eu vorbesc cu jucătorii. Un jucător nu poate să-mi ascundă mie. Putem să vorbim, băi, nu zicem la presă, dar o știm noi. Și a zis că nu l-a atins mingea pe mână. Da, dar întrebarea este... Așa. Kovac dictează, da? Da. Poate Varu să-l cheme și să-i spună că, domne, am o reluare foarte bună din care se vede că nu-l atinge? Eu nu cred că există o reluare foarte bună din care să se vadă... Nu există, că am văzut noi că nu există. Dar în momentul în care nu există nicio reluare în care să vezi că l-atinge... Dai penalti. Nu cred că poți să-l chem la VAR, pentru că el a luat decizia. Știu, Meme, poți să-l chem? Știu, regulamentar. Știu, depinde ce spune el.
El dictează penalti. Poți să spui așa, dom'le, el a luat decizia. Bă, n-a fost penalti și gata. N-a fost penalti și minutul 83 s-a dat penalti. Da, s-a făcut dreptate că s-a ratat. N-a fost penalti. Putem să dăm de 100.000 de reluări. Nu există nicio reluare în care mingea să lovească în mână. Totodată haideți să facem să-l chem la VAR. Dar nu poți să-l chem la VAR asta. Dar nu mă interesează pe mine asta. Pe mine mă interesează ca un arbitru să dea penalti când este o fază clară de penalti. Cum am avut noi 3 cu Craiova în turul play-off-ului. Dar... și la nicio... 3. Eu 3. Nu văd aici, da, dacă e sau nu e. Eu nu... Tu spui pe tu, tu ai eu spui ce, nici eu nu văd dacă e sau nu e. Asta eu nu... Da, dar problema e că nu vezi dacă e sau nu e, nu dai. Că nu dai ceva care presupui că e sau nu e. Poate că nu vezi. A văzut. Păi n-avea cum să vadă singur în tot stadionul. Poate a văzut Arteni ceva ce n-a văzut tot stadionul. Poate a văzut, știu eu, mătușa vreunui jucător că și a agitat baticul și nu se poate așa ceva. În minutul 83 iar eram scoși din cărți. Pentru că așa se întâmplă. După ce ni s-a întâmplat în Giulești, să ni se întâmplă o chestie de genul ăsta. Dar uite, dar la un moment dat, cum se face dreptate? Nu numai că ratează. Dar imediat după aia, noi, echipa asta care nu merita nimic, după cum spun unii și alții, la meciul ăsta, și eu înclin să cred că victoria a fost cu șansă, dar de ce meritam pe final? Că am făcut cu fundașul dreapta de 20 de ani învăluire, când în mod normal în minutul 84-85 stai la cutie și aștepți să treacă timpul. Dar noi am făcut învăluire cu fundașul dreapta. Da, am făcut învăluire și am marcat în urma unor schimbări foarte inspirate. Deci Pantea se duce și face învăluire. Și ăsta e golul. E o întrebare apropo de Sorescu. Sorescu joacă 2 reprize în față, în trio ofensiv. Și în ambele reprize marchează. La Pitești dă gol, golul vostru, da, victorios. Mă rog, până, da, la urmă golul care face diferența. Da, și aici tot golul care face diferența. Da. E o opțiune din momentul de față pentru zona ofensivă? A fost mereu o opțiune. A fost adus pentru că se știa că acoperă foarte multe posturi. Dar atâta timp cât tu ai post pe care el poate să joace, Coman și Octavian Popescu, și nu știi care să joace, dincolo ai Miculescu și Cordea, nu știi care să joace, era cincea variantă. Era normal să încerci cu jucătorii cu care ai jucat și ai ajuns de pe locul 14, pe locul 3, poftim, fără Sorescu. Sorescu a venit în ianuarie. Acum poate să fie și el o variantă, poate chiar mai bună decât cei pe care i-am enumerat. Al câtelea ar fi în postul de mijlocaș dreapta în momentul ăsta? Pentru că mie mi se pare, e părerea extremă mea, dreaptă. Extremă dreaptă, da? Da? Extremă dreaptă. Mie mi se pare că nici Cordea, nici Miculescu nu produc mare lucru. Acum, nu discut, da, ce au făcut. Depinde în ce sistem joci. În sistemul pe care îl jucați voi acum. Nu știu. Am jucat 2 sisteme în meciul ăsta. Da. 4-3-3 și 4-2-3-1. Da. Depinde ce sistem joci, depinde ce jucători ai în teren. Poți la un moment dat să joci cu jucători, nu neapărat cu jucători pe picior schimbat. Poți să joci cu dreptaci în partea dreaptă. Dacă ai atacantul, cum e Companio, de 2 metri, și al doilea atacant, cum poate fi Miculescu sau Omrani, habar n-am, jucători cu talie, pe cărora trebuie să le aduci, trebuie să vii cu centrări, sunt foarte multe necunoscute. Nu știm, în funcție de adversar putem să jucăm în funcție. E posibil să jucăm mai multe sisteme. Dar începe Miculescu să fie un transfer ratat? Nu. Asta doar pentru necunoscători și pentru... Nu. Nu există așa ceva. Cifrele spun altceva. Cifrele spun altceva, a jucat prea puțin. În momentul în care va începe să joace, poate Biculescu să devină și golghetul echipei. Ok. Câteva cuvinte despre penaltiul pe care Craiova, al doilea pe care primește și pe care tot așa Ișvan Covaș nu-l vede. Care este mai clar decât ăsta și totuși nu-l vede. Adică trebuie să comentăm și... Aici e o decizie corectă și... Dar cum este... nu vede penaltiul ăla? Nu te miri că nu vede cel mai bun arbitru penaltiul ăsta? El uitându-se în direcția aia. Uitându-se la... E lovitură liberă și s-a uitat spre portar. Văd că se uită spre portar. Da, e o decizie corectă. Chiar dacă e în poziție de offside Silva, nu se ia poziția, ci se ia faultul și... Viu, tu ai vreo explicație pentru neobservarea penaltiului ăsta? Nu știu. Poate a fost masca de vreun jucător acolo. Am văzut ceva în fața lui. Poate nu a fost atent. Mă rog. Nu văd să fie mascat. Târnovanu. Am avut un penalti așa la Craiova, la Man. Tot așa o ținere.
I-a făcut short-ul cât trena rochie de mireasă și nu s-a dat penalti, dar atunci nu era VAR. Târnovan unde ar fi într-un top al portarilor români în momentul de față? Nu fac topuri, chiar nu fac topuri și nici nu... nu... Despre parada lui din minutul 50 și cât e? Parada genul Neuer. Nu? Asta zic, cred că acolo poate fi discutată parada aia. Da, este. 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 Adică mie ce mi-a plăcut la parada aia, că de asta insist pe ea, explicația pe care l-a dat-o după meci. Spunând că o seară înainte s-a uitat la meciul farului cu Șepși și că a văzut că la același gen de acțiune Nițu i-a încercat să intervină altfel. Și că el a zis, ok, hai să mă corectez. E genul ăsta de goalkeeper analitic? Avem un antrenor analitic. Avem un antrenor de portar care la pauză are deja grafica făcută și le explică portarilor ce au greșit. Uh-huh. Dacă există o parte a porții pe care n-au apărat-o și ne arată și nouă. Deci, eu de la Marius Popa am învățat puțină portărie. Și e o meserie chiar complicată. Bag seama că și Târnovan a învățat. Chiar a învățat. Și Vlad și Târnovan. Cât a contat Târnovanul ieri pentru voi? A fost o zi de grație. Cred că a avut o singură ieșire hazardată când a găsit mingea, în rest a apărat excepțional și și-a asumat riscuri. Iar un portar mare și-a asumat riscuri. Eu pe Stelea l-am apreciat tot timpul și l-am considerat cel mai bun portar a acestei generații, băieți care au ajuns la 50 ceva de ani acum, scuză-mă, viu, dar asta e situația. Acum, pentru că Stelică și-a asumat riscuri. Două întrebări mai am, după care vedem și 11-le echipele de la Rapid CFR. Prima, Ejuma este out până la sfârșitul sezonului? Dacă nu merge la Belgrad, da. Deci merge la Belgrad? Nu se știe. El decide dacă merge sau nu merge la Belgrad. Pot să vă dau o informație de ultimă oră. Zilele trecute la Belgrad era Luka Modric. Ok. Uh-huh. Deci un croat era în miezul la Mariana. Da, 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 da. Ce tare. Care a fost norocosul care s-a intersectat cu el pe acolo? Nu. A, e de altunde, în altă sursă. Da. Dar Ejuma bănuiesc că trebuie să decide acum, nu? Rapid ca să... Da. Da, e o problemă pe care o are el, leziunea lui fibrilară, se rezolvă la Mariana în 3-4 zile. Dacă vrea să meargă bine, dacă nu... Și vreun dubiu? Păi, niciun jucător. Noi nu putem să obligăm un jucător să meargă și să... El hotărăște. Ok. Și o ultimă întrebare... Omrani, de exemplu, n-a vrut să meargă. A avut o leziune și a preferat să se vindece normal. Fără da? Să... Serios? Da. Bun. Da, corect. Clubul nu are cum să te trimită la un, nu știu, vraci sau ce. Nu, e o prostie inimaginabilă asta. Nu, este farmacist, iar gelul are... Nu, zic, nu are, ea nu are diplomă medicală, cum de medic. Este are, farmacist. Păi farmacist e una, medic e altceva. Sire, nu, ca să faci fizioterapie nu trebuie să fii medic. Ea face fizioterapie. Doar ea vine cu aparatul și eu pot să fac fizioterapie. Vine cu aparatul și îți dă cu curent. Doar fizioterapie dă... face? Atât, okay. Atât. Gelul face diferența. Bun. Nu gelul... Gelul, da. Da. Și de penaltiul lui Andrei Ivan, tu ai... Am văzut. John Terry pierzând o finală de Champions League, așa. L-am văzut pe Beckham alunecând, l-am văzut pe Mitrovic mai recent marcând stângul în dreptul pentru Fulham și Alexander Mitrovic. Se întâmplă.